Vești bune pentru locuitorii orașului Chișinău, care nu peste mult timp vor scăpa de problemele cauzate de traficul greu. Lucrările sunt în grafic, susțin autoritățile, iar din toamna acestui an vor avea șosea de centură. Viceprimarul orașului Chișinău, Ana Indreieș, a declarat pentru Sălăjanul TV că lucrările decurg bine, iar în curând orașul de pe malul Someșului va avea șosea de centură. Este cel mai important proiect derulat de administrația locală, iar lucrările vor fi finalizate în toamna acestui an. Un proiect important și cel mai important este drumul de centură, care trebuie finalizat în toamna asta. Faza, zic că ne încadrăm. Sunt optimist acum când zic că ne încadrăm, e obligatoriu să ne încadrăm. Deci sunt niște lucrări acum la pod. Când se termină cu podul, pot să zic că lucrarea în mare parte este finalizată. Deci urmează să vedem. Ce înseamnă pentru Chișinău acest drum de centură? Acest drum de centură pentru Chișinău înseamnă să nu mai vezi mașină cu tonaj mare prin oraș, însemnând strada Libertății, centrul orașului, strada Tudor Vladimirescu și strada Odorheiului. Deci e o ocolire a întregii zone pe o rută ocolitoare care pur și simplu o să putem și noi să ne reabilităm anumite străzi că nu sunt făcute pentru acest tonaj. Și e un lucru foarte, foarte util. Drumul va porni din zona gării și va ocoli orașul spre direcția Someș-Odorhei, prin zona neinundabilă a digului. Drumul va avea o lungime de 5 km, iar valoarea lucrărilor este de aproximativ 6 milioane de euro, din care aproximativ 300 de mii de euro reprezintă contribuția proprie a primăriei Chișinău.